Bună, prieteni, suntem aici la un magazin. Am venit să... Prieteni, am venit la un magazin, căutăm și nu găsim ce trebuie. Înțelegeți, prieteni? Așteptăm să mai vină cine trebuie. Da, vedeți mai încolo. Așa e, prieteni. Și uite, prieteni, suntem aici așa. Căutăm și nu găsim ce mai trebuie. Așteptăm pe Joni să vină. Că lua o berică pentru el, găsi-o. Lua urnul? Nu. Așa, voi am mai dus. De nu îi întârguisem ce trebuie și lua berică. Te las cu ea mai târziu. Ea s-a supărat acum când a luat berică. Da. Și așa e, prieteni. Am vorbit cu ursul, prieteni. Sunt supărată că căzut și sparsă telefon. Rămasă fără telefon, prieteni, n-are cu ce mai filma. De atâția ani are telefonul ăsta, prieteni. Bine că nu s-a lovit el, că a lovit telefonul. Înțelegeți, prieteni, și de-aia mă mire de ce n-a mai filmat. N-a mai filmat că sparsă telefonul, ghinionul, s-a dus ghinionul. Înțelegeți, prieteni? Când e să vină în cazul, vine. Lasă-l, n-ai bine telefon, bine că nu s-a lovit el. Alunecă de pescar. Eu odată de pescara mea aia, fără să fie ploaie, fără să fie nimic, udeală, și m-am împiedicat de așa, așa, și-am frânt picior. Am stat două luni în pat. Înțelegeți, fiecare? Înțelegeți? Așa, gata. Și-am căzut de pescar și-am rupt piciorul și-am stat două luni în pat, prieteni. Fără să fie udeală, când e să dați ea. Înțelegeți? Și asta e, uite, e vreme de ploaie, iar am ieșit și noi în oraș, dar e vreme de ploaie. Prieteni, însă că mai filmăm, dar nu avem ce mai filma, pe unde umbrăm, vă filmăm ca să aveți ce vedeți, prieteni. Să aveți dumneavoastră ce să vedeți, să nu ziceți că nu spunem ce facem, unde umbrăm și ce facem. Mai stăm astăzi, mâine și poi mâine, duminică, plecăm la București. Da. Unde avem treabă. Și asta este, prieteni. Și venim înapoi pe joi. Joi, miercuri, vineri, ca să vedem la mașina aia ce facem. Că nu am mai reușit nici la mașină să ne ducem. Din cauza că avem multe pe cap. Înțelegeți, prieteni? Ce să facem? A, peste mine intri, dincolo. A, iar vine Joni, iar mă face nervi. Uite-ai de voi, dar nu-mi spuneți. Bă, sun, bă, sun, gata, nu te duc comanda. Nu mai negăsai, gata, nu mai plin. Și asta este. Prieteni, Ioane, nu fumai jos ca să mai fumezi în mașină. Da, Ioane, nu mai fuma lângă copil. Ce dracu?
Dacă ne acceptă Mihaela și Alin, lasă cu mea. La nasul nostru, lasă cu mea. Dă-și mie suc. Mașină. Și prieteni pe care am la magazinul ăsta, nu vreau să ducem. Căutară, mai ne ducem în altă parte. Vreme răcoare pieții, aia nu e așa. Când e număr, când e vreme de ploaie, mi-e răbde numai cu oameni. Înțelegeți pieții? Nu vorbești, David, și tu deloc? Altă dată vorbești, vorbești și tu pe voi tu. Păi, ce? Ia vorbești. Eu mă joc am aici, pe un joc. Te joci? Mhm. Ai văzut de bine, de rău lumea cumpără, bă. Mai ales mâncarea. Înțelegeți? Deci pepere aici, a scos lumea. Scumpe tot. Scumpe și pepere și cartofi și tot. Dar în piață e 5 lei un pepere. 50 de lei, 50. Chila e 5 lei, nu un pepen. Că dacă ar fi un pepen 5 lei, ce mai vrei? Lua toată lumea, pe degeaba, de aici. Dădeau ăștia faliment. Da. Înțelegeți? Și așa e, bă, dar uite ce stări la magazinul ăsta, Doamne, uite ce sunt de curbați. Uite și tu ce stări. Ia stați un pic, prieteni. Stai un pic. Asta-i să... De ce s-a întâmplat Mihaela? A uitat de plasă? Ce plasă? A uitat plasa. Nu le-am mai luat Ioane de aici, că mergem în altă parte și le luăm. Mihaela, n-am mai luat berica lui Ion. N-am mai luat-o. Nu lăsai toate să iei berica. Da, hai că... Mai bine te-al gândi. Bă, Mihaela, ce fac? Cu ce ungem gura cu prăbire? Cum? Ungeam și noi buzele. Cum o scoatem la capăt acum cu Ion? Ungeam și noi buzele, bă, de bine. Geam. Ia la David cum conduce de acolo. De bine. A fost bună aia la halbă ieri, am beut la ziua copilului. Am beut prieteni o bere la albă, dar a fost foarte bună. Cu mici, cu bere. Am mers bere la albă. Dar nu fiecare zi așa, prieteni. Odată la o săptămână. Ne-am întâlnit și noi cu niște prieteni, a dat prietenii ăia, Berica, și mici. Odată la o săptămână. Înțelegeți? Și auzi prieteni de cumnată mea că i-a fost foarte rău. A fost tensiunea, 22 tensiunea, putea să moară și ea, Maria lui Iancujianu. Am sunat pe Cutunița și mi-a spus Cutunița că a fost cu ea la urgență și apoi a făcut programare marți să meargă cu ea la un medic de inimă de ăsta. Le-am spus, voi tu n-aveți timp să vă duceți cu ea, duceți-vă și luați medicamente de inimă. Că ea n-a mai luat de când i-am luat eu, de am fost cu ea și cu Leu la București, de am luat medicamente. Ei n-a mai dat interesul nici de tasă, nici de mumă sau copiii, fetele. Înțelegi? Nu știe că le-a crescut Maria. Că mama lor le-a crescut. Să se ducă cu ea să ia medicamente și știe, ia pastilele cum le-a avut. Înțelegeți, prieteni? Că mie îmi pare rău de cumnată mea și de Iancu și Iancu, Dumnezeu să le arde. Eu n-am amânăcat pe ei, că nu sunt ei de vină, prieteni. Și asta e, prieteni. Ne urmăriți mai târziu un pic. Da, prieteni, suntem aici în mașină cu Johnny. Lua o berică, Johnny nu mai e supărat. Vorbește, Johnny, țărut. Vorbește. Sănătate, bucurie și mult noroc. Să ne ajută Dumnezeu, da. Mulțumesc. Hai. Mai iau Ioane o berică, eu îți mai iau. Mulțumesc. Da. Hai. Fiecare prieteni, mai cumpărăm ce trebuie. Mai vedem, prieteni. Nu mai fi? Aglomerație, oriunde te duci, prieteni. Luarăm apă, luarăm ulei, că n-aveam. Luarăm ce trebuie, prieteni. Asta este, prieteni. Înțelegi, prieteni.
magazine frumoase și aici, bani să ai. Asta e. Da. Da, ce mașină are. Uite ce mașinuță, Aline. Tu, copile, ce-ai făcut? E supărat. De ce e supărat? Nu sunt supărat, dar mi-e somn, că am dormit prea târziu aseară. La cât ai dormit aseară? La 5? La cât? Nu la 5, la 1 jumate, da, și mi-e somn. Trebuie să mănânci. Nu sunt supărat. Să mănânci și să dormi, da? Ca să crești și tu mare, să ai putere la școală, să înveți carte, să faci ocotelile, să ne faci ăștia. Păi. Da? Să fii odinit, că când te duci la școală, acolo muncești, schii, îți bați capul cu carci. Ioane, du-te aici la marketul ăsta. Aha, ce iau? Păi două pâine am luat? Nu. Nu am luat pâine. Și ce spusei să mai ia? Să o ții țigări? Menu? Da, Ioane, câte un băgă de țigări și pâine, atât. Două pâine. Parcă spuserăm ceva, mă, ce spuserăm? Ce? Hârtie igienică, nu e. Nu știu. Și... Ia și hârtie, tu. Bun. Asta care, e. Bă, asta de aici? Și așa e, bă, ăsta. De ce nu iei tu pe Ion cu tine bodyguard la școală? Nu-l iau. De ce? Păi de ce? Să-ți iei bodyguard, să-i dai câte o bere pe zi. Păi nu am nevoie să mă apere cineva, mă apăr eu singur. Că ce crezi, că nu știu eu să mă apăr singur? Da. N-ai nevoie de bodyguard. M-a dus Alin pe ăsta bodyguard pentru noi. Eu n-am mai imagină de el. Și asta este prieteni. Tu ce mai zici, Mihaela, e supărat? M-a enervat Ion. Are dreptate patroana, Ion nu stă potolit nicăieri. Și în magazin cu scandal și peste tot cu scandal. Vorbește urât. Până acum am zis că și patroana l-a întărâtă, dar are dreptate patroana. N-ai cum să scoți cu Ion la capăt. Dă cu gura înainte și mie nu-mi place. Într-una. Mie nu-mi place că dă prieten cu gura înainte și să dă mare. Nu, dar nu mai e liniște. Ați văzut, prieten, că eu nu mă dau mare. De dimineață până seara eu nu mă dau mare. Caută motive. Și caută motive și să dă mare, să dă el că este el cineva. Cine este el? Trebuie o boțetar. Trebuie să înțeleagă și el. Și noi îi facem un bine, prieten, că mulți spuneți că nu știu cum. Are o casă unde să dormă, are un pat unde să dormă, nu-l chinuim să dormă pe jos pe o mâncărică mesie, caldă, că nu luăm mâncarea să nu-i dăm. Sau să stea pe parchet. Are patul lui, are haine, i-am dat și haine de la Alin, de la cine mai era pe baia a făcut casa, unde haine facem noi, baia l-a băgat în baia unde facem. Nu i-am interzis vreodată să nu stea cu noi la masă, din contră, ne rugăm de el zi de zi. Dar caută scandal continuu, nu știu ce... Mănâncă la pervaz, nu mănâncă cu noi la masă. Frația, vorbește. Spune, sau de prieten, cum poate nu mă crede pe eu mine. Eu spuneam de 1000 de ori. Hai la masă. Hai la masă, dar el și el mănâncă pe geam. Că el nu vrea să mănânce lângă tine. Așa că pe tine te cred pe prietenii, poate pe mine nu mă cred. Vezi că e cu goșul de astăzi. I-am zis de atâtea ori, el e băiat bun. Dacă știi să vorbești cu el, e băiat bun. Dar are episoade de astea. Are episoade vine, în cap așa de tărnă. Îi vine așa, răimă pe toată lumea, are dreptate. Și asta este prieten, nu trebuie să plimbăm cu noi, suntem supărați, suntem stresați de treburile noastre. Și să ne bifează cineva, nu-i bine. Că nu ne trebuie de ăsta, același om, să ne piedică, să ne vorbească urât. Înțelegeți, prieteni? Și uite, da, va prinde când îi dai bani să se ducă la magazin. Să duce să ia țigări lui Alin. Ia și lui, poate mai ia și o bere, că luă una. Da. Eu nu înțeleg de ce nu și-a odată o sticlă de aia la 2 litri să se sature și la revedere. El vrea numai de alea la sticlă de sticlă. Și micuțe. Micuțe și câte 10 pe zi. Da, și mai scumpe ele are mici, că ai văzut apa mare. Mai bine iai o apă mare, un suc mare, decât să iai unul mic, ca că-i scump. Așa și bine, așa una mare, păi zici și la revedere, a terminat bâlțul. Da, două tile, să bea, să se satură. Înțelegi? Serios, dacă iei o sticlă de vin și o las în frigider, ea se duce noaptea și bea din ea. Da. Nu își pune și el în pahar, bea cu gura direct. O să nu bea el din apă, să bem după el, să ne bunim, să facem de peste, stai că auge și vine și mă auge. Și da, da, prieten, și cum am mai zis, bine, suntem aici? Bine, gata, hai. La baxiu.